Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. După cum ați putut observa și vedeți din decor, astăzi este o zi specială, o zi în care vom călători într-o lume frumoasă, într-un București vechi. Și este ziua mult așteptată de mine, cam de vreun an așa, pentru a o avea invitată pe distinsa Chera Calița. Cred că așa am început cu acest nume, pentru că sigur vă dați seama cine este. Bine ați venit, bine ne-ați primit aici la Jariștea cu emisiunea Corazon. Dragă Cora Muntean, și eu te așteptam aici în povestea mea, pe scena vieții mele, și ai călătorit chiar pe ulița care pe vremuri se numea Calița, podul Caliței. A, de aici vine, da? Sigur, iar numele de Chera Calița, Chera vine din greaca veche, înseamnă duduca. Iar ulița se numea podul Caliței și de aici numele de scenă mi l-a dat un erudit, un mare învățat, nepotul lui Conu Iancu Caragiale. El se numea Horia Pană, a fost mai mult decât mecena pentru mine, a fost și prieten drag și un om care a jucat în viața mea un rol mare, cât cerul. Haideți că ajungem și acolo să vedem cine și ce roluri au jucat în viața dumneavoastră, pentru că sunteți o persoană care pune o amprentă puternică asupra locului și chiar asupra Bucureștiului. Toată lumea vă știe și toată lumea se bucură aici. Însă noi, această emisiune, oricum o făceam, dar o facem datorită a trei evenimente pe care dumneavoastră le-ați sărbătorit. E vorba despre aniversarea căsătoriei, da? M-am cununat chiar de ziua mea aniversară, așa mi-am dorit. În poveștile mele de fete cu minți, de donșoare, de mazele, știți cum e în liceu, că visezi și îți închipui că așa va fi. Da, deci de aniversarea căsătoriei și de această apariție a acestei cărți, da? Este vorba despre Banchet franțuzit la Jariștea Locantă, scris de Aurora Nicolau, numele oficial. Asta este numele meu de botez. De botez. Este o carte, e cu rețete? Sigur, da? E o carte document. Este prima în care arăt cum mânca lumea bună, adică boierimea, burghezii, după răbojul franțuzesc. Era un tabiet cu un trei salamalec în care se mânca cu mare har, cu mare vază, cu mare cătare. Era o onoare să-ți deschizi ușile casei cu blazon și să vină cineva la tine să arăți cum se mănâncă în casa ta. Da, foarte, foarte frumos. Uitați, acum sunteți jupâneasă, sunteți mare jupâneasă. Însă, de ce vorbeam că de cine v-a format, de unde ați plecat? Eu acolo puțin vreau să ne întoarcem, pentru că, nu știu, atunci când erați bibliotecară? Da, am fost și bibliotecară. Bibliotecare. Iată, da. Visați, sau când erați copilă, că sunteți nu departe de aici născută, ați visat că, iată, ați deschis o lume, pentru că pe ce mergeți dumneavoastră? Pe eleganță, pe finețuri, pe nu numai în mâncare, fantexii, exact, da, fiecare imaginație, dar le-am și pus în practică. Ce se întâmplă? Cartea aceasta nu este doar o carte cu rețete. Ar fi fost prea simplu pentru mine. Da, da. Nu numai pe fiecare rețetă are povestea ei. De exemplu, pui marengo. Cum s-a născocit pui marengo? Este simplu. Napoleon I și a dorit să mănânce ceva, nu mai rămăsese nimic prin curtea Harmatei și bucătarul i-a inventat această rețetă pui marengo sau foie gras, încă de pe basoreliefurile egiptenilor se văd sculptate păsările îngrășate, astăzi se numește gavaj, îngrășate special pentru foie gras, gândiți-vă. Iar cocovin, această rețetă, a fost pusă pe tablaua omenirii când Iulius Cezar a cucerit Galia, iar francezii, cum sunt ei zgârciți, dar au dat tonul în modă, gastronomie și nu numai, i-au dat cocoșul cel mai bătrân cu resturile de vinuri, dar a ieșit atât de bine că l-au fiert mult, cocovan, după timpul lui Iulius Cezar. Toate rețetele mele au și istoria lor, cum s-au născut și cine le-a mâncat, Chateaubriand, cu castelul lui, vai. Toate personalitățile. Cât v-ați documentat? Înainte de pandemie. Alexandre Dumas, Balzac, Marele Gurman și Gourmet. Am vorbit și de Marcel Proust, am vorbit și de Chirac și toată istoria, cât am putut eu despre gastronomia franceză, că ea dă tonul, ea e puterea în gastronomie. Doar capitala gastronomiei este Lyon. Mâncăm acum altfel, dar sute de ani s-a mâncat după răbojul franțuzesc. Și mâncăruri deosebite. Alese. Acum sunt considerate, nu știu, de lux, foarte scumpe și... Nu? Toate acestea... În primul rând că trebuie un bucătar care a făcut Academia Gastronomică de la Paris sau Cordon Bleu sau cum era Paul Bocuse, cel care îl iubesc eu, s-a dus singur, a trecut apa Arhonului, în Lyon, un mare, bucătar și așa mai departe, respecta aceste rețete și istoria bucătăriei franceze, începând cu Varenne, cu Vatel, cu Antoine Carême și cum e soarta asta, Carême, care înseamnă postul cel mare. Antoine Carême să scrie așa o mare carte de bucate, apoi Escoffier, deci ei sunt titularii, nu mai vorbesc de Brian Savarin sau de primul critic literar, cel care a adus pentru prima dată în Franța critica gastronomiei. Se numea Baltazar Alexandre Laurent Grimond de la Reynier, era fiul unui marchiz care a făcut și el o nebunie, cum fac toți tinerii, că tinerețea e năbăduioasă. Părinții au plecat și el la castel a chemat prietenii și a îmbrăcat un porc în frac, în sfârșit s-au destrăbălat, iar tatăl, care a venit pe neașteptate, când a văzut grozăvia, l-a dus la o mănăstire să învețe rețete, să învețe să gătească, să mănânce, să bea, cât chin este să aduci pe o tipsie un fel de mâncare. Și a devenit primul critic. Iată, ca o măsură de corecție. Dar ce corecție, că a devenit un ilustru al lumii. Da. Iubiți gastronomia, mai iubiți mult, domeniul ăsta. După ea da, și se vede, Este una din alte cărți. Prima a fost o carte document pe care am lansat-o în lumea păgânească. Se numea Istoria unei povești. Și chiar un prieten de-al meu mi-a zis: măi, dar ce ai scris numai meniuri? Numai meniuri, dragă, de la înființarea locantei Jariștea după 31 mai 1991, când primul meu meniu a fost scris pe geamul birtului, ciorbă de burtă, iestem și mititei mai mari, până în ziua de astăzi. Tot ce s-a petrecut, tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a mâncat, toate meniurile locantei Jariștea. Da, mă, dar nu e plictisitor? Pe când muzeograful Majuru, Adrian Majur, a zis: Coana Calița, dacă găseam noi o carte din asta în trecut, ce ar fi însemnat pentru noi o carte de meniuri? că atunci nu prea se scriau. Sunt câteva meniuri de la banchete, doctorate, de la Casa Regală, nu prea lumea petrecea, dar nu scria ce mânca. Sunt, sigur, documente, dar puține față de ce ne-am fi dorit noi să găsim, cei care trăiesc cu lumea asta a cărților de bucate. Da, așa erați când erați mică, vă plăcea să... Nu am știut că îmi place, dar bunicii și din partea mamei și din partea tatălui călărășeni de pe malul Borcei, deci pe meleagurile Odobescului, așa, găteau. Găteau și găteau cu fantezie, fumau, aveau țigarete. Erau boieri? Erau boieri? Nu, negustori erau. Negustori erau și de o parte și de cealaltă, dar să știți că negustorii erau o tacmă foarte apreciată și respectată. Da, bine, da, scăpătaseră când m-am născut eu, dar trăiau din amintiri. Nu mai beau cafea bună, arabica, beau nechezol. Sigur că se schimbaseră vremurile, căutau batoane de vanilie. Mă rog, nu mai vreau să-mi amintesc că era puțină sărăcie, dar făceau o poezie din orice fel de mâncare. Mi-aduc aminte că aveau mătușile mele sofisticate și-au anunțat vizita și mama mare, ce să facă, ce să facă repede? Ce credeți că a făcut? O fasole bătută cu ceapă, nu în bulion, din ceapă uscată dată prin făină în formă de buturugă, o mare salată de vară, nu sofisticată, dar într-un castron atât de frumoasă, o brânză cu, pusă și ea foarte frumos cu ceapă verde și a așezat masa cu o față de masă de dantelă și cu flori proaspete și cu apă într-o carafă. Totul era așa de frumos, uite, cu lucruri atât de simple, cu produse atât de obișnuite, se poate face o masă cuceritoare. Da, cred că vă doare acum sufletul când vedeți cam cum a decăzut, când vedeți pe tineri ăștia care sunt cu cutia de pizza în mână, care, adică acum, pentru că, într-adevăr, e o mare diferență între felul cum era artă să mănânci, da? Era arta mezamplasului, arta mizanplasului, arta mizanplasului, în francez, iertați-mă, nu, dar trebuie să spunem telespectatorilor, da, bineînțeles, corecte, bineînțeles, da. Și tinerii de azi, bine, noi am trecut și într-o perioadă grea, nu grea, e puțin spus, umilitoare, în care bucătarul, de exemplu, bucătarul regal care era la o cantină nenorocită, când a venit de Gaulle în țara noastră și trebuia să-i se gătească franțuzește, l-au adus pe Strasman, a spus, Doamne, eu am învățat vreodată pe comuniști ăștia să mănânce sau cât timp va trebui să învățăm pe comuniști să mănânce? Eu, Radu, bucătarul din vremea de atunci, care era în cărți, că avea dosarul bun, l-a adus pe Strasman și, într-adevăr, a fost cucerit președintele Franței și s-a asigurat un loc la ambasada Franței. Totuși, soarta a fost bună cu el spre sfârșit, n-a rămas în cantina aceea. A ajuns bucătar la ambasadă, da? La ambasada Franței. Nu oricine știe să gătească, trebuie să ai în sânge, să ai în minte la rusul gastronomic, să faci o școală și nu numai școala, trebuie de mic să fii în bucătărie, până să duci o linguriță, trebuie să-ți trebuiesc ani întregi, să duci o linguriță la masă, vorbesc de un chelner, iar un bucătar trebuie să cureți ani de zile cartofi și morcovi și sfeclă, da, ca să ajungi să faci o ciorbă, că și acolo, la mine în cuhnie, e pe secții, ciorbarul, grataragiul, ca și asta este un departament care trebuie să ai un talent mare. De tot, grataragiul se deosebește de bucătar, trebuie să-l simți. Sunt trepte foarte mari. Bufetul rece, unde se fac balotinele, terinele, pateurile, apoi caldul și acolo sosurile. E o taină mare în bucătărie. Dacă dimineață nu știi să te organizezi, atunci nimic nu e. Trebuie să știi să te aprovizionezi, până și prosoapele de bucătărie trebuie să știi să le cumperi. totul are importanță. De aceea la mine spun felul 1, felul 2, felul 3, fiindcă toți suntem principal. Nu există nimic principal. Până și femeia de serviciu o țin la ea și o respect, fiindcă de n-ar freca tipsiile astea de la cârciumile de demult și n-ar străluci, ce m-aș face eu fără Coana Angelina? O salutăm pe Cona Angelina. Și e foarte bine, e o atmosferă. Într-adevăr, știți ce am simțit, așa că am avut când am intrat aici? Ce mică e lumea. Câteva mese, sau cum a zis, aici s-a filmat această scenă, nu? Ce anume? Din Filantropica. Și s-a filmat și la Filantropica, s-a filmat și Ticăloșii. Aha. Da, eu ca o scenă de film, de teatru, și eu mă fandosez, mă împăunez seara când ies și spun ies pe scenă și spun istorii levantine, seară de seară, pe care le scriu dimineață. Publicul... Vin oameni special să vă vadă? Special, să știți că locul impune. Chiar dacă vin tineri, chiar dacă, să știți că sunt dornici să afle lucruri. De exemplu, săptămâna trecută, soțul meu era în cârciumă, că așa îmi place mie să-i spun cârciumă, două cucoane vorbeau, ce poveste ne va spune Chera Calița diseară? Iar pentru el a fost așa de mare lucrul ăsta, încât a intrat repede și a spus, ce poveste ai pregătit? Că doamnele așteaptă. Nu mi-am închipuit că publicul se gândește la povestea mea levantină pe care o spun seară de seară. Că mă gândesc cum e publicul în seara asta. Sunt tineri, sunt arhitecți, sunt profesori, sunt după felul lor. Sigur, fiind cârciumar de 32 de ani, 33 de ani, ai un iz, ai un... miroși și cumperi imediat tot ce se întâmplă. Da, da, haideți să ne mai întoarcem puțin. Eu insist, da, nu sigur. Insist, adică lumea vă cunoaște cum sunteți extraordinară și o poveste, o legendă și iată și o enciclopedie gastronomică. O însă, cred că... sigur s-au spus, ați mai spus... Sunt mare critic literar, iubesc istoria gastronomiei lumii de la Apicius, dar nu știu ce aș face dacă m-aș duce la plită și ar trebui să gătesc când aici mă așteaptă 100 de musafiri. Atunci n-aș putea. Un bucătar e un zeu pentru mine. Acești mari bucătari ai mei pe care știu să-i țin în cuhnia mea, pentru mine sunt zeități. Când văd aici atâta lume în buzeală, viermuială și ei în 3 ore trebuie să dea felul 1, felul 2, că eu lucrez la carte, nimic nu pregătesc dinainte, mă minunez. Întotdeauna spun eu un miracol. E un miracol, cum pot oamenii ăștia, câțiva, 3 oameni, să țină un public de 100, 80, 100, cât am, 60, 70, în 2-3 ore să-i mulțumească și să-i minuneze. Da, asta e, cum a spus, sunt deosebit de pricepuți, niște zei în meseria lor. Da, bun. Să începem cu... Să începem cu părinții. Cum ei v-au... Spre ce? Că de regulă părinții spun, uite, Aurelia. Cum vă spuneau părinții? Aurora, Malinta. Aurora. Mama, da. Aurora îmi spuneau și mama a trăit o mare iubire. Când aveam eu, eram la grădiniță și m-au crescut bunicii și din partea tatălui și din partea mamei. Și poate de aceea, fiind ei mai în vârstă, mai... cu tabieturi, cu salamalecuri, cu acea blândețe de a face lucrurile cum trebuie, îl încep, trebuie să-l și termini și să-i dai și o pictură fiecărui lucru, atunci cred că de la bunici am împrumutat, mama sigur că îmi trimitea tot ce era mai bun și mai frumos pe lume, că se recăsătorise. Venise în București, eu eram la țară cu bunicii și la unii și la alții Eram cea mai elegantă, îmi lua de la București lucruri, rochițele cu dantelă, că eram pretențioasă de mică, nu mă pozam dacă nu aveam nu știu care rochiță și nu știu care pantofiori. Dacă nu îmi puneam ceasul, chiar în unele poze mi-așez mâna așa. Deci am fost fandosită de mică și răsfățată, fiindcă părinții s-au despărțit și atunci m-au preluat bunicii și mătușile și unchii și nu știau cum să mă răsfețe, să nu simt lipsa lor. La tatăl meu era fratele, că mama avusese 2 copii și la mama trebuia să fiu eu și făceam schimb. Abia așteptam vacanțele să mă duc la ceilalți bunici, stăteam câte 3 luni toate vacanțele și așa mai departe. Și cred că din bunătatea lor, din splendoarea vieților trăită în liniște și mai ales cu tipicuri, mi-au dat 1000. Școala și liceul, o parte l-am făcut la Lehliu Gară, iar clasa 12 am venit în București și am făcut-o la Șincai. Pe urmă am făcut Institutul de Biblioteconomie, l-am avut profesor pe domnul Nichi Manolescu, care va veni și dânsul la lansarea cărții, de care eram înamorată, îndrăgostită, toate eram, dar ce prelegeri ținea. M-au repartizat la bibliotecă, 2 ani, la Sadoveanu se numea, în Piața Amzei. Este și acum, Dar nu se mai numește Mihail Sadoveanu, se numește. Biblioteca Metropolitană e secția... Uite, se va bucura acolo, e o prietenă de-a mea, conduce biblioteca. Am lucrat cu mama lui Codrin Ștefănescu. Pe vremea când eram eu tânără și credeam că mă credeam eu umbilicul pământului. După care am lăsat această meserie dintr-o lume fantastică a cărților, precum Conu Iancu Caragiale, nu m-au interesat banii, dar nu știu de ce m-au urmărit întotdeauna și peste tot. Și de focul banilor am plecat casier contabil la Igiena, unde am lucrat până am deschis această cârciumă. Nu aceasta mare, ci cea de alături, unde am și casa, unde e cabinetul de lucru și recuzita și biroul meu, și în față e vechiul restaurant care acum e depozit, unde ținem noi toate acareturile. Dar dumneavoastră gătiți? Găteam pe vremea mea, sigur că îmi plăcea. Gândiți-vă că am avut un soț care a lucrat în armată și ăștia sunt mai geometrici. Sigur că l-am admirat, l-am iubit, că bunicii mei mi-a spus: măi, domnișoara Aurora, ține minte de la mine, să-ți iei orice bărbat, oricât de urât ar fi, dar să aibă clop pe cap, adică să aibă funcție, să fie ori ofițer, ori preot, ori avocat, ori procuror, să aibă clop pe cap, că restul vin de la sine. Și cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut întâmplător, chiar pe aceste meleaguri. Sigur că eram prea mică atunci, în clasa 12-a, când l-am cunoscut, dar mai târziu pe el l-am vrut, pe el am pus ochii și am zis: păstal eu. Era singur la părinți, soțul lui era, tatălui era colonel în, mă rog, așa, o familie, nu-l aveau decât pe el, tot așa, o familie de oameni așezați, cum se cade, pâinea lui Dumnezeu. Când am văzut că au flori naturale și covoare manuare persane și bucătăria era la loc de cinste, soacră mea l-aștepta pe socrămiu în sufragerie cu un șervet brodat și îi punea, de exemplu, rasolul de găină cu mămăliga și punea un ștergar gros să nu se răcească mămăliga cu o jumătate de oră. Adică era un respect față de casă, de copil, de soț. Și când am văzut ceea ce trăisem și la bunicii mei, când am văzut acea liniște de cămin, de oameni buni și calzi, am zis: pe ăsta-l iau. El nu s-a dezmeticit bine, dar eu aveam în cap. Deci a spus mâna pe el. Și uite, au trecut din 1975 până acum sunt 47 sau 48 de ani. Da? De căsnicie. Am un fiu cu care mă fălesc. Și Sorin, Sorin și eu. Prin, o noră frumoasă și deșteaptă, o ardeleancă sinceră, curată la suflet, care mi-a dăruit 3 nepoți, vă dați seama, David, Filip și Luca. Și ce e mai miraculos pe lumea asta și mai bine? Să ai nepoți care să-ți ducă mai departe povestea. Se zice că nu mor de tot decât atunci când mor și cei care te-au cunoscut. Oh, ce frumos! Da, 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 într-adevăr. Uitați, n-ar zice la cât... la atitudinea pe care o afișați, la sunteți o nobilă, aveți ceva nobiliar așa, iată, sunteți sentimental, sunteți... foarte, da? Și eu sunt tare ca piatra, dar când îmi serbez ziua mea sau a soțului, și atunci țin o cuvântare. Să știți că era o lege, când îți dai doctoratul, bacalaureatul, când îți serbai ziua, când... și chiar la parastas, trebuia să ții o alocuțiune. Nu exista fără asta. La orice serbare, în familie, în public. Un toast, cum e. Un... Da, trebuia să ții această alocuțiune, această... frumusețe, dăruire pentru cei care au venit. O mulțumire. O mulțumire, exact. Și nu îmi dau lacrimile decât atunci când vorbesc despre fiul meu, despre nepoți, despre soț, familia. De fapt, eu a trebuit să aleg între familie și carieră. Eu puteam să conduc 10 restaurante. Puteam, acum nu zice că lauda este un păcat de moarte și să aprinde candela răului când te lauzi. Dar sunt în legitimă apărare pentru arta ospitalității și puteam să fac un lanț de restaurante. Da, sigur. Dar asta trebuia să fii singură, să-ți dedici toată viața, numai cârciumilor restaurantelor. Cine spune că poți să le împletești cariera cu familia, mă îndoiesc. La mine așa s-a petrecut. A trebuit să aleg. Deși, uitați, păreți foarte dedicată. Dar, într-adevăr, da, da, e un loc mic aici. Nu e, e un restaurant. E o poveste, e mai mult decât un restaurant. Așa, e o poveste, da, o cârciumă a inimilor pierdute, așa îi spun eu. E la poalele mitropoliei, gândiți-vă la crucea drumurilor și cumpăna vremurilor între Mănăstirea Antim, Sfântul Nicolae Vlădică, unde se ungeau toți mitropoliții, arhimandriții, așa, se dădeau gradele în mitropolia, care e mama tuturor bisericilor, Sfântul Ilie Rahova, care a fost strămutată, iar lângă mine, chiar acim stă pavăză, schitul Maicilor, strămutată și ea de pe dealul Spirii. Mai încolo este Sfântul Spiridon cel vechiu, Sfântul Spiridon cel nou, catedrala care... Așa ți-a ales sau s-a nimerit? S-a nimerit. Soarta zice că îți este călăuzită. Soțul meu mi-a găsit locul ăsta aici. Iar imediat după Revoluție, el mi-a spus clar, se schimbă vremurile și oamenii. Eu nu vroiam să-mi schimb Era comod acolo, mai ales și igiena era o... Da, și eram casier contabil, elegantă, frumoasă. Zice, se schimbă vremurile. Ori iei spațiul și faci ceva extraordinar, dar tu ești prea deșteaptă și citești prea mult ca să nu faci altceva. Ce-ți dorești tu, mă întreabă? O cârciumă. Din poveștile bunicilor mei și de o parte și de alta îmi povesteau că toate lucrurile bune și vânzări, cumpărări, dacă vroiai să afli ceva, dacă vroiai să știi ceva, te duceai într-o cârciumă. Acolo se hotărau și căsătoriile, și divorțurile, și tratate de pace, și da. Da. Și am zis, o cârciumă îmi doresc. Zice, păi, de unde știi tu să faci o cârciumă și să o întreții și să o duci mai departe? E grea povara asta pe care ți-o iei. Va fi ușor ca fulgul pentru mine, ca zborul unei păsări, că vreau această cârciumă. Sigur că am început cu câteva butoaie, soțul meu din Jariștea, Nicolau, asta e numele lui, familia Nicolau e cunoscută în Jariștea, și aduceam vinuri de acolo, luminoase, vârtoase, aligote, feteasca, albă, fai ce vinuri aduceam și vindeam pentru acasă. Așa am început. Și la policioară stăteam în picioare și vorbeam. Îmi plăcea să vorbesc mult cu toți cei care stăteau pe aici prin jur. Erau vechi boieri. Am cunoscut o lume. O lume care îmi puneau pe acea policioară istoria vieților. Era cutremurătoare. Când îmi spuneau cum i-a dat afară din casă și cum cu o bocceluță sau cu o punguliță, cum au vândut pe nimic tablouri, cum bijuteriile s-au dus în talciocuri. În sfârșit, povești în care te cutremurai și te tulburau. Și atunci am vrut să adun toate cârciumile de altă dată într-una singură. Să aduc și tipsiile, și olivierele, și glasrele, și speșnicele, fructierele, de la Fialkovski, de la Capșa, de la Atene Palace, de la Chateaubriand. Să aduc toate aceste vestigii în cârciuma mea, să-mi stea pavesă și să adun lumea care iubește acea Românie în care eram cineva. Eram cineva. Și astea, toate obiectele le-ați și cumpărat de la... Adică le-ați cumpărat, sigur, dar le-ați... De la vechituri sau de la restaurante? Prima șarjă, în 1993, am cumpărat o tonă de la Atene Palace. O tonă? O tonă, da. Să știți că dumneavoastră vedeți câteva tipsii aici. Da, 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 da. Dar asta am sute, se schimbă. Se schimbă toate, trebuie sute de tacâmuri. Oliviere care se freacă tot timpul, acolo trebuie să fi fost Ioana. Inelele de șervet care au, uitați-vă, poansonul. Fiecare amănunt dau splendoare. Da, eu am, apropo de Atene Palace, am citit o carte, a scos-o domnul Copo și mi-a trimis-o, îi mulțumesc, despre perioada aceea înainte de începerea celui de-al doilea război, și acolo era un comandament, e scrisă de o jurnalistă americană care a venit și a stat câteva luni acolo. Știu povestea jurnalistei de la academicianul Stolnici Bălăceanu, care a cunoscut-o la Atene Palace. Ah, da? Da, sigur. Ah, și pe mine mă fascina, și trebuie să fi trăit asta, mă fascina toată această lume. Era altfel, nu știu, poate că și eu mă simt mai apropiată de acea lume. De-aia am rugat-o pe prietena mea, Valentina Fătu, de la Teatrul Constantin Tănase, știind că vin aici, să-mi dea o ținută adecvată, pentru că mă fascinează această lume și cumva o consider mult mai reală decât falsitatea de acum, din toate punctele de vedere, inclusiv inteligența artificială. O, n-am de ea. Dar știți ce înseamnă un văjmânt pe tine? Ți arată caracterul. Întotdeauna veșmintele, știți că și în teatru, herminele, toate acele haine care erau cu blănuri, cu nestemate, cu potcapuri, cu mănuși, cu evantaie, umbrele, aduceau acele vremuri. Că primul care l-a jucat pe Hamlet în istoria teatrului românesc a fost Pascali. Îl iubesc pe Mihail Pascali, îl iubesc pe Matei Milo și pe Notara. Au fost actori de mare clasă care au ținut publicul. Notara 700 de roluri. Au ținut publicul cu răsuflarea tăiată. Stăteai și admirai pe scenă și trăiai odată cu ei moravurile vremii, că de fapt la teatru vezi moravurile vremii, ca și pictura. Îți arată istoria lumii, sculptura și așa mai departe. Dar am iubit lumea teatrului mai mult decât orice și îi mulțumesc lui Ioan Mosov că a scris despre teatru a trebuit să mă duc și eu la izvoarele lui și m-am închipuit în lumea lor. Da, chiar sunteți o promotoare și a culturii și a bunului gust. E mare lucru, adică să ai curajul într-o lume care e totuși într-o schimbare, mă rog, de bine sau de rău nu contează, să dai această notă de autenticitate. Când, cred că tot timpul a fost sofisticată și cu apariții, ați atras invidii sau dimpotrivă aprecieri din partea fetelor în liceu, să zicem, a colegelor sau... Nebunia cu mănușile cu pălării, cu umbrele de soare și fuste lungi și cape și blănuri și am avut-o dintotdeauna. Iar mătușile mele, una din mătușile soțului, Santa Plopeșanu de pe Dionisie, unde se ținea ceaiul la ora 5 și veneau cu țigaretele și făceau niște amuzbuși, atât să le iei în gură, niște mezelicuri, că aperitiv se spune doar la băutură. În cartea aceasta scriu aperitiv, aperiri din latină înseamnă intrarea de băutură. Că sar de la una la alta, iartă-mă, dragă Cora. Așa. Iar mâncarea de intrare se numește antre, hors d'oeuvre, în rusește zacuști, cu totul și cu totul, mezelicuri, se zicea în românește. Păi vedeți, asta e problema, că vorbeam înainte cu domnii de aici, apropo de școala pe care o mai fac acum ospătarii, pentru că eu am citit un cod de bune maniere, cum să se comporte și clientul la masă, dar trebuie și ospătarul, de exemplu, că eu mi-am pus tacâmurile corespunzător odată, adică însemnând că nu am terminat de mâncat, dar a venit ospătarul și mi-a luat farfuria și l-am întrebat: dom'le, dar dumneata nu știi limbajul tacâmurilor? Și se uita așa la mine: și ce ăla? Adică, și depinde de casă, fiecare casă are blazonul ei. Fiecare modă s-a schimbat de la veac la veac. Nu poți să ții același cod al manierelor în fiecare. Chiar s-au schimbat și la câteva decenii, dar trebuie să le știi, să fii în pas cu vremurile. Trebuie să înveți tot timpul. Păi, da. Nu o să ne comportăm acum ca pe vremea lui Escoffier, că nu se mai poate, că nu suntem la Hotel Savoy la Londra, unde venea lumea aceea în care îi făceai clătitele crepe Suzette cu flacăre și Grand Marnier, dulceața de portocale, neapărat portocale confiată, se făcea în fața lumii acelea subțiri. Deci tot mi-ați răspuns. Ați atras invidii sau admirație datorită felului sofisticat de a... Și dacă unic. După 32 de ani încă vine clientela la mine, cred că un pic sunt și curioși și cred că mă prețuiesc, cred. Dar în liceu cum era? Vă întrebau colegele cum te îmbraci și erau și ele curioase să adopte stilul? Știți că atunci, pe vremea mea, era o austeritate. Nu puteai să te îmbraci la liceu, nici bentița trebuia pusă într-un fel, ciorap 3 sferturi, uniforma care era uniformă, nu puteai să te abați de la ea, să spui nu, erau vremurile de acum. Dar când ieșeați? Când ieșeam, sigur că da. Da, eram tot așa zglobie și nebunatică. Întotdeauna am iubit hainele sofisticate, dantelurile de toate felurile, penele, pălăriile, bijuteriile, să nu fie imitații. În aminte, bijuteriile care imitau se numeau hurmuzuri. Nu mi-au plăcut hurmuzurile niciodată. Am iubit, chiar dacă nu erau pietre prețioase, cum sunt pietre naturale, au și ele povestea lor și ți-aduc cum iubesc eu argintul. Argintul îți dă, așa spuneau mama mare cu tata mare și de o parte și de alta, că îți dau argintul, îți dă o aură în jurul tău, îți curăță toate ciupercile, microbii și tot răul din jurul tău și întotdeauna argintul este aducător de bine în jurul tău, în familie, în casă, în afacerea ta. Păi de-aia și sunt preparate pe bază de argint, probabil. Chiar există o explicație și științifică. Vă amintiți care a fost primul băiat pe care l-ați plăcut? Am avut, sigur, o altă iubire în liceu. S-a numit Militarul, era dintr-o familie de boieri. Îl alinta Mike, dar el era Dumitru, așa. A trecut și el la pastixului acum câțiva ani, mi-a părut rău. L-am iubit fără suflare, dar n-a fost să fie. Ne-am despărțit. O iubire copilărească, de tinerețe, de domnișoare care plânge în pernele brodate. Și pe el l-a repartizat de la facultate la Călăraș, inginer la combinatul siderurgic, și distanța, timpul, eu am rămas aici în București. Vedeți, e o vorbă că ochii care nu se văd se uită, e adevărat. Da? Da, da. Sunteți o ființă puternică, foarte puternică. Sunteți cu personalitate foarte puternică. Soțul, fiind militar, bănuiesc că e așa. Totuși, iată, 40 și ceva de ani de căsătorie. Care ar fi tainele? Uitați, pentru că acum se divorțează foarte ușor, toată lumea se desparte, că bănuiesc că n-ați fost mereu așa, o lună de miere. Dacă ar fi fost miere și dulceață tot timpul, s-ar fi numit fericire, probabil, dar se numește căsnicie. Educația contează foarte mult. Bunicii mei mi-au zis așa: dacă vrei să ai casă și masă, copii și nepoți, mai taci din gură, mai înduri puțin, că piatra de aur va fi în farfuria ta. Până la urmă, te va iubi soțul atât de mult încât nu va mai putea trăi fără tine. Și așa a fost. Dar mai trebuie să lași clonțul, cum zicea. Da, 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 da. Așa ați reușit? Că, da. Sigur că nu e totul pe roze, nu e ca în filme, ca în piesele de teatru, o iubire din aia, dar a venit copilul, tinerețea îți aduce o drazlă și trebuie să te ocupi. Pe urmă a venit Revoluția, m-am ocupat de afacere, dar a existat acel sentiment nobil între noi, respectul. Și cred că a mai fost... Ce a primat, dragostea sau respectul? Respectul. Și acum nu mai putem trăi unul fără altul, ne ajutăm foarte mult. Și în afară de asta, când îți vezi nepoții, nu-ți mai trebuie nimic pe lumea asta. Cum a fost când Sorin s-a căsătorit? Cum s-au stabilit raporturile dintre soacră și noră? Se zice că atunci când o noră intră într-o casă, o tulbură familia 10 ani. Nu numai la mine, peste tot. Așa se întâmplă. Dar se liniștesc apele. Ea vine ca fiecare noră, dintr-o altă lume. Eu sunt dintr-o altă lume. Dar această fată, Oana Nicolau, Oana, care e psihoterapeut și o admir că face orice muncește să-și crească copiii, ca și fiul meu, a luat de la noi ce a fost mai bun. S-a schimbat atât de mult. Din 2002 a avut loc nunta. Nunta am inaugurat-o cu această clădire nouă. A luat de la noi multe tipicuri. Și uite că a ajuns acum. Deci iată că și a învățat acel lucru, că pentru o căsnicie fericită e bine să, să lași... Să mai lași gura. Da. Și să nu ai pretenții că ești unică în viața acelui. La început, în tinerețe, când e năbăduioasă, așa spunea bunica, poți să fii tu regina. El tot se uită după doamna de onoare. Istoria lumii o arată. Dar, dacă el e crescut cum trebuie, înainte să te căsătorești, uită-te la familia lui. Uită-te la familia lui și dacă el are credință pentru familie și vrea un cămin, atunci vei izbândi. Dacă vine dintr-o familie... Pe mine, familia lui militarul, acest militarul băiat pe care l-am... Nu m-a luat, fiindcă mama divorțase. Și a zis, cum o iei tu pe fata asta? Unde familia ei a divorțat și a lăsat 2 copii. Și s-a dus pe iubirea ei la București. Vedeți? Da. Așa mi-au zis și bunicii mei. Uite-te în familia soțului tău, dacă au credință pentru cămin, pentru familie, și atunci vei izbândi. Și mi-a dat atâtea exemple din istoria lumii în care bărbatul cade în păcat, că așa scrie în Biblie. Dar nu știe soția. Nu află niciodată. Dacă află, atunci e de rău. Că un bărbat, dacă se îndrăgostește de altă cucoană, poți avea 7 copii, pleacă. Nu-l oprește nimeni. Dar... Când v-a fost cel mai greu? Nu știu, poate ați fost atât de săraci vreodată încât să... Nu, și înainte... Când, nu știu, un moment de ăsta de disperare. Au fost, sigur că da. Au fost la începutul când ne-am căsătorit, dar că eu vroiam neapărat apartament, mașină. Știți cum sunt fetele tinere, își doresc tot ce e mai frumos pe lume și vrea să aibă cu orice preț, orice. Dar mătușile lui, ale mele, unchii, părinții lui, ai mei, au pus umăr de la umăr, ne-au ajutat foarte mult, am trecut. Mi-am luat încă un secret al vieții mele. Când am văzut că nu pot să-l stăpânesc pe Sorin, era la grădiniță, am luat o guvernantă din neamul Craioveștilor, doamna Nițulescu, care acum înclin capul pentru dânsa, că e pe lumea aceea unde curg izvoare și cântă păsărele, care 10 ani a stat în casa noastră și mi-a zis, doamna Nicolau, eu vă luați femeie, eu nu gătesc, nu pun masă, nu spăl decât farfuria mea unde mănânc, dar nu numai că l-a școlit pe Sorin, m-a școlit și pe mine. Onoarea. M-a dus să cunosc toate casele Bucureștiului de altă dată. Era prietenă numai cu ministroaice. Aia fiind guvernantă, da? Nu, a fost învățătoare, că n-a putut să profeseze, fiind din familia Craioveștilor, din Slatina Craiova, nu putea să fie profesor, că nu terminase facultatea. A fost învățător, dar cu o viață fabuloasă. Și-a dus băiatul 3 căsătorii, și-a făcut băiatul inginer la radio, l-a instruit pe Sorin, pe mine, făcea ordine cu noi, ne flutura un cec așa când ne duceam în concedii, că plecam de multe ori la mare, la unde nu de o dată, de 2 ori ca acum, plecam de 5-6 ori pe an și ne flutura cecul, că dânsa era mână strânsă. Dacă vă purtați frumos, vă împrumut! Cum bani. Și ne-am împrumutat, da. Și puteam să mergem peste tot. M-a dus la cârciumile celebre ale Bucureștiului, la bufetul de la șosea, care se numea Doina pe vremea aceea, la Capșa. Mi-arăta unde mânca familia dumneaei când veneam, când soseau în București. M-a dus la Mercurb, în Pasaj, unde toți cei din provincie, cei cu stare, veneau și mâncau. Mi-a arătat Ateneul Român, m-am dus la primul concert, fiind inginer la teatru, toate spectacolele, mă duceam cu fiul meu și la piesele de teatru, chiar și am văzut acea mare serbare cu doamna de la Vrancea, când am primit 100 de ani, eu am fost în sală, sigur. Păi era inginer șef fiul ei, Zorzoliul, chemat după soț, care fusese procuror, îl lăsase. Se dusese la un bal pe vremea aceea și plecase cu alta și nu s-a mai întors. La procuror a spus halt, dacă în primii ani ai căsătoriei a plecat doar așa să o conduc acasă și m-a lăsat la bal singură, omul ăsta nu e pentru mine. Așa erau femeile de hotărâte pe vremuri. Doamne, e o plăcere să vă asculte. Cred că i-ați captivat și fermecat și pe telespectatorii Corazon, dar din păcate S-a terminat emisiunea. Ce repede a trecut, zboară. Foarte repede, da. Da, chiar știți, dumneavoastră știți că există podcasturi să faceți. Bun, de ce nu faceți? Cred că ați avea un succes teribil cu asemenea povești. Eu cred că se caută. Se caută, dar trebuie să ai, uitați, cum am cu dumneavoastră, această legătură tainică. Între doi oameni se produce o... acel quelque chose, acel jonescoa, care nu se întâmplă cu fiecare. A vrut cineva, nu-i spui numele, că nu este elegant, să facă așa ceva cu mine, dar n-am avut... N-ați avut chimie, cum se zice, da? N-am avut legătura de taină. Eu v-am simțit foarte, și eu la foarte fel, aproape și foarte mai mult decât că, la urmă, sigur, e foarte important pentru mersul discuției cum ne raportăm una la cealaltă, însă pe mine mă fascinează. Adică toate povești, probabil eu fiind mai în vârstă, sunt fascinată de acea lume. Ești tânără și frumoasă. Doar atât vreau să spun. Secretul pe care al vieții, taina măreață care m-a ținut în viață și după care m-am călăuzit eu, să nu te pierzi niciodată în situații disperate. Wow! Da. Mai spuneți o dată, să încheiem cu asta emisiunea. Da, să nu te pierzi niciodată în situații disperate. Există o cale. Am avut clipe de genul ăsta în viață, în timpul pandemiei, când 2 ani cârciuma a fost închisă. Și nu mi-am pierdut niciun angajat. Aproape. 2 chelneri au plecat atât, care sunt în fabrici acum, un băiat Soare, care mama lui a lucrat, și un băiat Nae Pingescu, că eu le-am pus nume de scenă tuturor, a plecat și el și este curier. Să las și o asemenea meserie atât de frumoasă. 2 oameni am pierdut. Am știut să-mi țin bucătarii lângă mine, că știam că fără ei nu mai fac nimic mai departe. Mulțumesc din suflet pentru emisiunea asta minunată. Mulțumesc pentru poveștile pe care le-ați... Puține, cât am putut. Le mulțumesc mult colegilor mei. Ai o echipă profesionistă. Da, asta înseamnă. Asta. Să știi să lucrezi cu oameni de soi, așa ziceau. Da, sunt colegii mei toți. Le-a trebuit atâta vreme să așeze scena, cadrul. Da, așa facem mereu, da, ca să iasă bine. Mulțumesc Răzvan, Alex, Bobi și Doru. Le mulțumesc colegilor din redacție, Alex, Doru de la montaj, Betty, care ei sunt acolo. Totdeauna uit, îmi pare foarte rău. Le mulțumesc colegilor de la IT care pun emisiunea pe YouTube. Le mulțumesc, niciodată nu le-am mulțumit, nu știu de ce, sunt totdeauna se întâmplă. Atunci lângă tine cu recunoștință pentru ei, cu tabieturi, cu salamalecuri, exact, cu mermeturi, firitiseli, zinzifiluri și cu igemonicon. A la Chera Calița. Le mulțumesc Valentinei Fătu și domnului Vasile Muraru pentru această minunată ținută. M-am simțit extraordinară în ea. Mulțumesc pentru machiaj și coafură, Danei și lui Iris, mulțumesc, sunteți minunate. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, iată, să căutați această carte, Banchet franțuziști, la Jariștea Locantă, da, și să vedeți că dincolo de a mânca există și plăcerea poveștii. Să fiți sănătoși, să... urmăriți emisiunea, să o povestiți, o dați mai departe și altora și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la Corazon. La revedere! Mulțumesc! Mulțumiri cu toptanul!